ziua, dragi copii! Astăzi vom încerca să facem așa un fel de tie-dye tehnic. Asta se spune în engleză. Pentru acest proces ne trebuie un șervețel curat, o carioca, niște apă, o pensulă umedă și culori acrilice. Punem culorile acrilice desfăcute. Luăm acest marker, îl punem cu fața pe șervețel, cu capacul închis, ca să nu-l murdărim. Și începem să rotim. A, și am uitat, ne trebuie și un elastic. L-am învârtit, luăm acest pampon și îl învârtim în jurul șervețelului. Așa, l-am bandajat, iar acum începem să pictăm. Luăm pensula umedă, scurgem puțină apă, nu vrem să murdărim totul. Punem în culoare roșie, sau dacă vreți puteți să faceți cu orice culoare vreți. Eu îl fac curcubeu pentru că e cea mai preferată culoarea mea. De fapt, culorile, scuze. Începem să îl învârtim. Am terminat secția 1. Iar acum trebuie doar să punem un portocaliu. Și tamponăm cu pensula umedă. Cam așa. Mai amuiem încă o dată. Punem în verde. Hop. Am terminat secția 1. Acum facem secția 2. Perfect. Acum facem cu albastru. Acum sunt foarte, 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 foarte împlinită de ce am creat, dar să vedem rezultatul la această operație. Wow! Sper că v-a plăcut și vouă acest video. Hai să vedem ce s-a primit. Wow! Sper că v-a plăcut acest video. Pa, pa!